Bună ziua, vă salută Tatiana. Eu am ajuns la capătul lucrării mele, deci vom închide căciulița. Trebuie să precizez de la început că fiecare căciuliță va fi plecată pe un număr diferit de ochiuri și va avea o lungime diferită, deoarece, așa cum vă spuneam la început, vom lucra după măsurile capului. Vom pune un număr de ochiuri pentru început egal cu înălțimea căciulii pe care o dorim, iar lungimea căciulii va fi în funcție de circumferința capului dumneavoastră. Bineînțeles, totul depinde de firul cu care lucrați, de croșetul cu care lucrați, însă ceea ce vreau să precizez este că nu există o măsură standard pentru acest tip de căciulă. Apoi, în momentul în care vom ajunge la dimensiunile dorite, deci la lungimea dorită, noi va trebui să avem un număr de rânduri dispar, deci nu un număr egal. De exemplu, nu vom avea 44 de picioruri de rânduri, ci 43 sau 45, sau, depinde de capul pentru care lucrați. Cum numărăm rândurile? Acesta este primul rând, cel de început. Cel de-al doilea rând este rândul ieșit în relief. Cel de-al treilea este rândul ascuns. Acesta. Cel de-al patrulea este din nou rândul în relief. În momentul în care am terminat toate aceste rânduri de lucrat, vom pune lucrul în două, în felul acesta. Și vom începe să închidem. Modul de a închide este foarte simplu și foarte ușor. Eu sunt aici la capătul rândului. Voi face un ochi de lanț, după care voi pune cele două părți față în față și mai întâi eu aici am partea unde am lucrat ultimul rând. Mai întâi voi intra doar prin partea din spre mine a piciorușului, a ochiului și prin următorul, prin întreg ochiul de partea cealaltă. Voi face fir alunecat în felul acesta. Va trebui să fim atente. Deci, vedeți, partea dinspre mine, iar de partea cealaltă intru prin întreg piciorușul. Deci, voi trece prin cele două fire. În felul acesta închidem încet, încet. Nu trebuie să lucrăm foarte strâns, pentru că altfel va avea un aspect neplăcut lucrarea noastră. Nici prea lejer, dar nici foarte strâns. Deci, în felul acesta, ne concentrăm pe lucrare și încet, încet vom închide cu fir alunecat. Până la sfârșitul rândului vom proceda în acest mod. Ați observat modul în care se închide. Uitați-vă, foarte simplu. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, acum voi face ultimul fir alunecat, după care voi scurta firul și îl voi ascunde. Bineînțeles, va trebui să fim atente la modul în care îl ascundem, deoarece dacă am făcut cu bată, în momentul în care întoarcem lucrarea, să nu se vadă urât
acel capăt de fir. Acum vom proceda la ascunderea firelor. Voi întoarce să vedem ce a ieșit aici, unde am închis. Aici este locul unde am închis. Arată exact ca un rând ascuns, dacă puteți vedea. Deci voi proceda acum la ascunderea firelor, după care vom trece la închiderea acestui tub pe care l-am obținut pentru a da forma finală căciulii noastre. După ce am ascuns firele, acum vom proceda la închiderea căciulii. Am pus un fir din culoare predominantă, deci culoarea albă în cazul meu, un fir mai lung și cu acul pentru cusut lână. Vom începe. Voi lua doar o jumătate din piciorușul ieșit în relief, în felul acesta. Cred că se vede, după cum vedeți. De jur împrejur vom merge în felul acesta. Sunt pe fața lucrului. Trebuie să țineți cont de aceasta. Și în felul acesta vom merge până la capătul rândului, iar apoi noi ne vom întâlni pentru a continua. Deci nu este greu, intrăm doar în prima jumătate a piciorușului în relief. Atenție, pentru că firul meu este, așa cum v-am spus, un fir acrilic și are mai multe, este format din mai multe fire. Și încet, încet vom ajunge la capătul acestui rând. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom trage după noi un pic acest capăt de fir, lăsăm pentru a avea de legat. Acesta este unul dintre cele mai simple modele de căciulă care se poate lucra, fără prea multe complicații. Iar apoi noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. În momentul în care am ajuns la capătul rândului, vom strânge firul. Îl vom trage în modul în care să aranjăm aici, în vârful capului, cât mai bine. Aici va fi partea un pic mai dificilă, însă, perseverând, vom ajunge la capăt. După care, ce vom face? Vom coase din nou, de data aceasta vom trece prin cele două fire, deci vom lua ambele fire din corespondența unui picioruș ieșit în relief. După ce am strâns bine totul. Cu atenție și vom lua ambele fire. Unde suntem? Aici, să nu greșesc. Deci vom trece din nou cu acul. Practic vom prinde piciorușul care este în relief în totalitate. Și în felul acesta vom proceda din nou până la sfârșitul rândului, după care ne vom reîntâlni pentru a închide lucrarea. Vom strânge un pic în același timp, în timp ce vom lucra, vom trage bine firul
încet, încet. Vom merge de jur împrejur. Eu cred că reușiți să vedeți. Iar noi ne vom întâlni la capătul rândului. În momentul în care am ajuns la capătul rândului, vom strânge bine firele. În felul acesta le vom lega, după care vom ascunde aceste fire de desubt. Le vom trage de desubt cu ajutorul croșetului și le vom ascunde. Eu mă ajut mai întâi de ac, celălalt îl voi extrage cu croșetul, voi ascunde și aceste capete de fire de desubt. După care vom da forma finală căciulii noastre, bineînțeles, și vom închide lucrarea, ascunzând capetele de fire. Vom obține căciulița noastră. Deci voi întoarce acum și voi ascunde firele. După ce am ascuns și capetele de fire, aceasta este ceea ce am obținut, căciulița noastră. Vom întoarce bata, o vom aranja în modul în care ne place. Eu am făcut 3 dungulițe albastre, după cum vedeți, și așa se prezintă produsul final. Acestea le puteți pune fie pe o parte, fie pe mijloc, în modul în care doriți dumneavoastră. Deci aceasta este căciulița care se poate lucra foarte ușor, un model accesibil doamnelor începătoare, un model pe care eu l-am lucrat cu foarte mare plăcere, mai ales așa cum vă spuneam, eu iubind această culoare, bineînțeles căciulița am făcut-o pentru mine, nu am băieței pe aici în jur, nu am la cine să o dau și îmi va prinde bine în momentul în care, fiind frig, eu voi ieși afară să-mi fac treburile care le-am de făcut. Cam atât am dorit să vă prezint. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat împreună cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră, vă rog să lăsați un comentariu, un like. Dacă aveți nelămuriri, puteți să-mi scrieți, eu vă voi răspunde. Cam atât am dorit să vă prezint. În momentul în care dumneavoastră veți lucra, bineînțeles, folosind culorile și firul dumneavoastră, cu siguranță veți fi mulțumite de rezultatul obținut. Cam aceasta este. Bine, în momentul în care o pui pe cap, ea se aranjează la perfecție. Voi încheia așa cum închei de obicei, cu aceleași saluturi. Vă doresc o zi minunată. Eu voi încărca marți dimineața acest tutorial. Marți va fi și sărbătoare, Mihail și Gabriel, de aceea doresc să urez un călduros la mulți ani tuturor celor care poartă aceste nume, Mihaela, Gabriel, Gabriela, toate derivatele. În același timp un călduros la mulți ani și fiicei mele, Gabriela, și așa cum vă spun întotdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă aștept alături de mine cu noi tutoriale. Vă salută Tatiana, la revedere!